Violențele și jafurile din Africa de Sud conduc la un adevărat dezastru ecologic. Activiștii de mediu atrag atenția că orașe întregi sunt în pericol după ce numeroase substanțe chimice s-au vărsat în apele din apropiere de un depozit incendiat, ucigând mulți pești și alte animale acvatice. Reprezentanții Greenpeace Africa au cerut o anchetă imediată privind clarificarea naturii pesticidelor și a altor substanțe chimice revărsate în apele râurilor. Pesticidele și alte substanțe chimice din apă ar putea forma un amestec periculos, atrag atenția ecologiștii. Apa are o culoare turcoaz și un miros puternic de sulf. Calitatea proastă a aerului este de asemenea o preocupare pentru rezidenți pe fondul pandemiei de coronavirus. Mai multe provincii din Africa de Sud au fost zguduite de revolte, jafuri și vandalism timp de o săptămână și s-au înregistrat aproape 350 de decese. Autostrăzi și căi ferate au fost închise, fapt ce a dus la lipsa de alimente și combustibil, în timp ce unele magazine au fost jefuite și arse. Protestele au izbucnit inițial după arestarea fostului președinte Jacob Zuma, condamnat la 15 luni de închisoare pentru corupție. Violențele au fost alimentate și de frustrări pe fondul ratei ridicate a șomajului, precum și al inegalității economice, vechi probleme exacerbate de pandemia de coronavirus.